Bună dimineața! Plecăm frumoși! Episodul de astăzi va fi despre cum noi vom pleca în Los Angeles. Stai să mă vedeți mai bine, stau aici la lumină. Plecăm în Los Angeles. Avem un drum lung de vreo 6 ore, cu tot cu opriri. GPS-ul arată 5 ore 20, dar cu tot cu opriri, 6 ore. Mergem să mâncăm și după aia îi dăm frumos la drum. Cu bagajele, totul e în regulă. Ești pregătit? Los Angeles. Tu e împachetat. Set. Set este set. Ready. Uite organizatorul aici acum. Da. Ready to go. Because until the ora 3, it will be in the LA. Mergem la următoarea locație unde suntem, unde vom fi cazați. Sperăm să vă placă. Am ales o cu piscină. Cu piscină. Cu drag. And we go to Santa Monica to see la girls păsări, because it's beach. It's beach and you can see the păsărica to girls in Santa Monica. Ah, să-i trimite mesajul lui Monica, mă, că acum la 2, ora 12 în România. Păi și face și pe Santa Monica. Și, da, îi trimite lui Monica mesaj din Santa Monica. Da, asta îmi place. După cum v-am obișnuit deja micul dejun, ne-au dus oamenii la, iar la o prăvălie din asta unde se mănâncă foarte, foarte bine. Vedem, testăm, încercăm. Ia uite-l pe fratele Fric. Ce faci, vai? Aștept. Aștept să mănânci cu familie? Să eliberăze masa. Uite cam așa arată. Și cu păcăneli. Are și, are și păcăneli. Dar nu-i păcănelile alea, mă. E de la, cum se cheamă? Tonomat. Tonomatul de pe 2, nu mai știi? De la TVR. Suntem vechi, mă, Tonomatul de pe 2. Ia uite, dar unde s-au dus oamenii? Să pup acolo. Ce drăguț. Ce drăguț, haide. Mamă, nu-mi vine să cred că am stat la atâta coadă. Uite, să mâncăm aici. Să vezi și bine mâncăm. Iar mâncăm, iar ne îngrășim. Nu-i bine, nu? Bet is dinner. Hai, eu mănânc mic dejun. Cât a coadă-i ca să se poată... Afară, uite. Afară, da, ca să se poată mânca. Și oră pe ea așa. Eu unul cel mai încântat de suflé pancake. Luăm o porție la doi. Un cel răsărit, o porție la doi, cum zice Motani. Da, pentru că e chestie foarte mare și să nu aruncăm, nu de alta. Cum am făcut ieri? Ce am făcut ieri, mă? Că am mâncat, am lăsat atâta în vaporie. Un pic, atâta, dar am mâncat două porții, nu tot țăpă. Rău nu e. Maica mea, ce e aici, doamne, doamne. Acum vă arătăm când ne vine comanda. A venit micul dejun. Ce ai făcut, mă? Sunt dornic să-mi cumpăr o casă în zona Pipera. Acum arată omletele astea, eu sunt ultimul părât. Asta e carne? E carne, da. Asta îmi place. Am impresia că am dat-o în bară de data asta. Boșilor au venit plătita suflet. Suflet pancake. Mamă, ce e asta, mă, frate? Stăm în voși. Să avem poftă de ce ne întrebați. O să mănânci aici, că trebuie turnată, ca la... Eu am făcut 4 ani de zugrăveală. Bagă prin toate scorburile. Să toarnă pe unde respiră. Toată arțăreala din lume. Hop! Bârceacii. Gata. Mamă, o dăm în diabet. Zaha. Diabet de la bun. Gata, boșilor, am plecat. La drum, la drum, la drum. Uite cum se vede SF-ul acum. Nu se vede, că e că nu...
cu Lumina. Am plecat la drum, avem de mers 5 ori 36 mai exact, până în Los Angeles. Uite cum stăm ca doi moșneci. Stăm la galonero. La pompiță. Punem motorină, ia. $3 galonul. Motorină, benzină. Păi că nu se vede. Da. $3, 4 litri. Deci înseamnă, de ce mă întrebați, 3 lei litru. Aproape, nici 3 lei. Ba da. Ba da. Ce faci, bă? Bă, lasă-mă, băiatul, în pace. Am găsit un cablu. Avem nevoie de încărcat. Iesă mai cahu, că poate pica și dolar. Ia. Hop! Gumă de mestecat. De ce mă întrebi? Păi ia. Ce prost e. Hopa și telefonul. Îți mai cahu. Ce mai găsești acolo? Nimic. Ah! Bă, 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 stai! Da, bă, penis, bă! Băi, oameni, băi, cât am mers, bă. Și de ce mă întrebați cum mai avem încă pe atât? Cea mai penală autostradă din... Dreaptă, bă! În România... Dreaptă! Nu, n-are, nu e nicio curbă. Știi curbă. Că ne văităm în România că sunt cu... așa curbate, o și aia de la mare, de la Cernavodă, de la Fetești până Bucaza aia nouă, până la Constanța, are niște curbe pe-n câmp și ne mirăm, domnule, ai de ce? Doriți-vă. Aici aici te plictisești, vomită mașina, gazolina, dă plictiseală. Nu se întâmplă nimic, nu tragi stânga, nu tragi dreapta. Nimic? Nothing. Nici nu schimbi viteza, nu faci nimic, bă, stai, nepot. De ce mă întrebați că țin piciorul ăsta în geam pe post de rovinietă? Mergem de 3 ore pe Interstate numărul 5. În California nu se întâmplă nimic. Scârție volanul dacă faci ăsta stânga sau dreapta, că n-am luat nicio curbă. Suntem încântați de ne tăvălim pe jos. Că mergem de 5 ore în linie dreaptă până Desert Storm ăsta. Hai de mine. Uite față de... Nu vine, cred că văd o adunătură de pământ cu niște buruieni. Niște mobile și observă o mică curbură în autosuturat. Uite, încep curbile, da, da, da. În sfârșit se întâmplă lucruri cam încremenit pe linia asta cea mai dreaptă. Aude cum curbează dihorul, cum mergem pe-ntre, hai să nu zic munți, că ne bunește râsul, pe-ntre niște coline pe acelea. Aude ce se strecoară. Ce frumos. Eu nu înțeleg, bă, cât am mers în linie dreaptă pe-n câmp, unde era mai la îndemână, am avut două benzi pe sens și acum avem patru, bă, cu Claure. Au putut să facă patru aici. Nu că ați fi murit de curiozitate, dar vă ținem la electricitate și anume la curent, că s-a cam format coada la pâine de la intrarea în Los Angeles. 45 de kilometri până la destinații. La o distanță de 45 de kilometri până la... Deci de aici până la Urziceni, din București până în Urziceni, codiță. Codiță. Până unde ședem noi și anume în... cu camăcăii din Los Angeles, din da. Hollywood Hills. Haide, bă! De ce ne întrebați că... nu ne mai întrebați. Dar la toate alea de ce ne întrebați, începi cu de ce ne întrebați. Bine, hai că fac un alt... plecat, fac o altă intrare. Nu ne mai întrebați că vă răspundem noi. Ne pregătim să urcăm coclaul până în Beverly, în Hollywood. Tare frumos. Ce? Ce? O furgonetă cu doi sași de ciment și niște ciufuriți de palmier cu trei frunze în vârf. Hai, du-te, dracu, că e mai frumos la... La Mamaia. E mai frumos la Dăbuleni. Hai că parcă s-a mai înverzit situația.
urcăm în Buciu, în Iași, de ce ne întrebați? Bă, chiar, bă, fix. Urcăm Buciu, mă, că stai așa un fel de n-ar mai fi de... Sara între deal. De palmieri sfârșeți. Buciu, mă, sora cu jale. Uite că indicatoarele sunt făcute în România. True traffic merge left. Merge left, merge right. În sfârșit. Am ajuns. Am ajuns. O zi, ce stradă frumoasă. Ah, ce stradă, ce stradă frumoasă stăm. Așteptăm să intrăm în casă, să vă arătăm cotețul. Ia uite, bate vântul. E o femeie aici care face curat. Mare domn. Mare domn. I-a arătat femeie. Ți-am zis eu că seamănă cu Pau Haci. Dă cu mopul. Hello! Și... uite ce plas mai. Da, cam de Pablo Escobar așa casa asta. Da, 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 da. Și așteptăm... și piscina aia cum arată acolo. Te vine să te... După direct care... bine, nu intrăm acum. De ce nu intrăm? Și uscat, păi jos, mă, frate. Da, mă, s-a uscat, că-i vânt. Așa, asta e căsuța. Căsuța noastră, așa, 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 vă dau o veste proastă, că plouă-n ea. Și aici ieșim, avem și labe de urs. Uau, bine, e un pic... e un pic necurățată, dar... e un pic drăguț aici. Asta-i priveliștea. Asta-i priveliștea. Vrel bem noi în grădina Ghesimone acelea și așa. Da. Stai să întreb. Și cam asta e treaba. Haide bă, cu bagajul. Ia mă, ia. Bă, bă, bă. Bă, 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 bă. Bă, bă, să dăm în mașină. Du-te, dracu. Ia du-te, dracu. Bă! Mamă, dar vezi când vine... Băi! Băi! Ui, ce prost ești, bă! Doamne, ia dă că-i dau eu drumul lui băiat! Vezi când vine, vezi că-i are 20 de kg, ești nebun. Copii, balani, ce suntem? Că-i dai drumul la băietanul ăsta în vale. Gata, șerif, ne-am cazat. Să vedeți ce istorie facem de acum. Ia uite ce e frumos e. În grădina Ghețimanii. Ăștia se căsătoresc și uite ce cuib de viespi de coteț stau. Mamă, păi, păi, păi bă! Să facem paia. Putem să... putem să ne... a, bun! Ia vină cu acel vecin, mă întreb. Ia! Du-te de dracu-te! Bă. Și noi ne spălăm iar la ciușmea ca la babă. Ne-am hotărât să intrăm puțin în apă. Deși nu mai este soare afară sau căldură. Ce faci, mă, bărule? Am tras toate ea care tu loc am... bârt. 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 Hai. Hai, da. De ce ne întrebați că ne piscinim astăzi? Ce îi place lui ăsta cu scăldat. Uite cum bea. Uite cum bea dihorul. Dihorul. Hai, pa. Ne-am luat cu baia, cu paharele de vin și a venit noaptea. Stai că am senzorul de lumină aici, deci eu mă întreb pe bază de... măturică? Măturică, filmează becul, acilișai cu senzor și văr așa când se mai stinge ca să mai sătăm. După asta o să mă apuc să montez vlogul. Vă pupă, fratele, ziua a patra e asta. Hai, ne vedem mâine. Frumoși. Frumoși, vă pupă, fratele.